Nu i-a fost dat spaniolului Francisco Pizarro, cuceritor al Perului, să descopere orașul fortăreață al vechilor incași Machu Picchu. Orașul a rămas ascuns timp de 400 de ani, până când a fost descoperit de Hiram Bingham în anul 1911. Construit de Pachacuti Inca, Machu Picchu, în traducere Vârful Vechi, a fost centrul secret al retragerii incașe în momentul invaziei spaniole. Această enclavă a preoților, care putea adăposti doar 500 de persoane, există parcă în afara timpului și ascunde încă mistere de nepătruns. Cei care ajung aici, pe drumurile construite de vechi incași care nu cunoscuseră încă roata, pot străbate cei 16.000 de kilometri de cărări pavate în coastele Anzilor. Imperiul Incaș avea o structură atât de avansată încât cercetătorii au rămas surprinși când l-au descoperit. Aceștia făceau operații pe creier, practicau deformarea craniilor, iar în construcțiile ridicate nu utilizau varul și mortarul. Măreția templelor situate la 4.500 de metri altitudine, labirintul de arcade, trepte, lespezi, coridoare, care au în mod evident o simbolistică rară, îi fascinează pe toți cei care vizitează locurile vechiului imperiu. Oricine ajunge în Machu Picchu poate simți prezența spiritelor celor care au locuit aici în vechime. Machu Picchu ridică la fel de multe semne de întrebare ca și piramidele din Egipt. El rămâne un oraș sacru construit aproape de casa zeului Soare, din care, conform legendei, descindeau suveranii incașilor. Machu Picchu, acest oraș pierdut în misterul istoriei incașe, rămâne încă una din enigmele care își așteaptă dezlegarea.